care trăiește în momentul de față, un moment rău. De aceea sunt deosebit de importante aceste întâlniri pentru a repune în dialog ideea de carte, de scriitor, ideea de capitală culturală prin artă și prin literatură. Înțelegem că nu putem exista în literatură, cartea nu poate exista fără un sprijin consistent din partea instituțiilor esențiale. De aceea, felul în care ne întâlnim și felul în care ducem un dialog despre lumea de mâine, despre felul în care putem ieși la lumină cu cărți fundamentale, cu cărți despre ținutul nostru, despre orașul nostru, de felul în care înscriem aceste cărți într-o competiție, putem vorbi de ideea de capitală culturală europeană. Ne simțim foarte bine, ne-am simțit de foarte bine de fiecare dată în această sală și ne-am bucurat de fiecare dată de dialogul care l-am putut avea aici. Rămâne în continuare să discutăm despre acel festival internațional la care ținem foarte mult, la finanțarea cărților, lucru foarte important pentru noi, pentru toți. Trebuie să discutăm în continuare de felul în care participăm și noi, filiala scriitorilor, la ideea de capitală culturală europeană. Vreau să-i mulțumesc domnului Manolescu, conducerii Uniunii. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru felul în care vă implicați în ideea de inițiarea capitală culturală europeană. Sigur că poate fi o idee înaltă, dar trebuie să plecăm cu gândul că fiecare dintre noi, prin cărțile noastre și prin scrisul nostru, definim un spațiu, un loc, un timp, o, dacă vreți, capitală culturală. Nu se poate, în acest timp al competițiilor, să gândim altfel. Mă bucur că reprezentanții celorlalte capitale culturale europene sunt aici și că fiecare dintre cei care scriu nezuiesc către un timp înalt și către o definiție nobilă a culturii sau măcar a supraviețuirii culturale. Mulțumesc! Personal sunt în Timișoara, am urmărat că
care poliției, dar pentru că mișoară ca orașul de poliție, de poliție. Și nu vă ascult celor care nu știu sau nu știu, dar ne las problema aceea, că l-am luat pe oancea prin toată țara, dar toate alegerile de primar, că unde aveam interese politice, și cum apăreau oancea, eram picioare de emoție, pentru care am reușit, după 6 sau 7 luni de la înființarea Partidului Alianței Civice, să scoatem primar în Timișoara, Arad, Sibiu, Brașov, Ploiești, Tudorului București și puțin mai târziu Iași. Fără seama, pentru formațiunea politică, ce performanță a fost asta și îi datoresc Timișoarei și prin oancea Timișoarei faptul că am reușit această performanță. Acum, venind la subiectul discuției noastre, am oarecare experiență în materia asta. Am făcut parte din echipa care a lucrat la Sibiu când a fost împreună cu secretarul de stat, pentru că este o cultură care era comisar european. Și știu de asemenea mai multe lucruri de timp de 8 ani de când sunt la UNESCO, ambasador, știu mai multe lucruri decât așa din bucătăria acestor istorii. Pe de altă parte, vreau să vă spun că noi putem să încerc să vă spun două trei lucruri. Putem să avem intenție de ceva șansă, dar să vă sprijinim. Nu putem să ne aflăm că sprijinim numai în Timișoara. Eu personal nu am voie de altă dată să fac. Dar, cum uitați că mai sunt și alte orașe, dar avem de asemenea filiale regionale și care candidează de urmare, o să încercăm să uităm lucrul ăsta și să vorbim ca și cum am vorbit cu toți, numai în lumea lor. Să ne intrăm într-un, să zic așa, cel vicios, toată proprietatea. Eu, în general, vreau să vă întreb despre un practic și mă interesează mai puțin teoriile și oricum mă interesează foarte puțin partea festivă și a unor asemenea evenimente, cum este alegerea unei capitale europene. Cred că este, nu e atât o onoare, cât o onoare. Presupun că am înțeles de la doamna Simona Neumann că aveți atât contact și dar, deci, cam știți ceva și dat. Pentru că e o competiție din Canada de mai că nu e o competiție sportivă și problema nu e cine pune ștacheta cel mai sus sau care face timpul cel mai sigur. Aici, problema nu e de înălțimea ștachetei, ci de modalitățile de a conduce în sus și care rămân. Ștacheta mai devreme sau mai târziu cade. Ceea ce se face în vederea acestui scop însă rămâne. Și asta cred că este elementul principal. Dumneavoastră veți avea în anul 2021 timp să faceți în Timișoara sub raportul cultural, evident și literar, este mai literalnea scriitorilor, dar nu numai. Vorba de foarte multe lucruri. Putem să facem o mulțime de lucruri care să dea o anumită vigoare culturii Timișoarei. Sau impulsioneze cumva, indiferent de nivelul la care se reușește acum și știu foarte bine ce s-a făcut și ce se face, foarte bine încă de-a făcut și destul. Dar oricând se poate
celebrație culturală, de aia cultură timișoreană, de unul sau două evenimente care să fie, să zic așa, nefăcute în perioada mare. Dau un exemplu de reușită formidabilă, Sibiu, cu un festival făcut de actualul director al Teatrului Chimiar. Știu bine cum a început, eram în vremea în Senat, am discutat, eu terminând în școala la Sibiu, având multe legături în oraș și nu am născut acolo, am discutat cu Chimiar și proiectul inițial era foarte modest. Și nu prea credea nimeni. Ce s-a întâmplat după aceea a fost pentru că o imensă surpriză. Că ce a reușit să facă din zilele acelea de festivalul de teatru de la Sibiu, scoțând la propriul teatru în stradă, ducând în cele mai neașteptate locuri